Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vin o mulțime de vești neplăcute din zona economică. Invazia rusească în Ucraina este o tragedie îngrozitoare pentru poporul ucrainean, desigur. Dar această agresiune înfricoșătoare a perturbat și sistemul economic global. Prețul petrolului crește și se apropie de nivelurile record din timpul crizei financiare din 2008-2009, în urma informațiilor că importurile de țiței rusesc ar putea intra sub embargo. Investitorii sunt speriați. În România, indicele ROBOR e de asemenea în creștere. E presiune și pe curs, inflația e foarte ridicată deja de câteva luni și nu prea sunt semne bune nici aici. Deci o perioadă foarte dificilă. L-am sunat pe Stelian Muscalu, realizator Săptămâna Financiară de la Profit News TV. Bună dimineața, Stelian! Bună dimineața, bun găsit! La ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare din punct de vedere economic și financiar? Este foarte greu să trasăm niște linii foarte clare, tocmai pentru că există această incertitudine. De altfel, tabloul arată în acest fel. Pe de-o parte avem incertitudine, tot ceea ce se întâmplă cu războiul din Rusia și pe cale de consecință, noi aici, atât la nivel personal, cât și la nivelul factorilor de decizie, ar trebui să ne coordonăm activitatea după două cuvinte. Eu știu, precauție, prudență. Ce înseamnă la nivel personal această precauție, această prudență? Mă refer la cheltuielile pe care le facem de zi cu zi. De la mâncarea pe care o luăm în exces, până la cheltuieli sau investiții, depinde cum sunt privite, și mă refer aici la mașini, case sau, eu știu, cheltuieli pentru bunuri, obiecte care ne fac așa, să ne satisfacă orgoliul că am ajuns într-un anumit punct din, eu știu, financiar. Adică să renunțăm la mai cumpăra în acest moment chestiuni scumpe, pentru că este o perioadă în care e bine să avem acces cât mai rapid la bani. Legat de, că te-am auzit un pic mai devreme, de petrol, aici un cuvânt de spus l-ar putea avea OPEC-ul, fără Rusia. Până să înceapă războiul vorbeam de OPEC plus Rusia. Acum ar putea OPEC-ul fără Rusia să vină să dea drumul la robinete, pentru că, așa cum spuneai, investitorii sunt speriați de vestea că ar putea exista un embargo de export în privința petrolului rusesc. Deci vorbim de decizii emoționale pe care le vedem acum în piață. O veste venită de la OPEC, cum că s-ar deschide robinetul, ar putea să tempereze această creștere și să ducă mai departe spre o scădere. Partea proastă este că în acest moment și OPEC-ul se bucură de acest preț, pentru că știm, a fost foarte mult timp petrolul sub $60 pe baril, ceea ce nu-l făcea tocmai profitabil. Pentru țările exportatoare de petrol. Mai avem o problemă în zona de cereale, știut fiind faptul că Rusia și Ucraina împreună au o treime din exporturile de cereale. Una dintre problemele care se ridică ar fi cea legată de floarea soarelui, Ucraina fiind unul dintre cei mai mari producători și sunt analiști care estimează că rezervele de floarea soarelui ar fi undeva la 4-6 săptămâni în Uniunea Europeană, ceea ce ar însemna că în această perioadă este posibil, nu trebuie să introducem panica, dar este posibil să apară o criză a uleiului de floarea soarelui, deci trebuie să fim foarte atenți și aici. Avem gazul, aici e o mare, mare problemă, pentru că avem acele zăcăminte din Marea Neagră, dar de cealaltă parte avem și acea ordonanță dată de Liviu Dragnea și Darius Vâlcov, care au oprit exploatarea gazului de acolo. Dacă mâine am avea o decizie în acest sens, din păcate ar dura undeva între 4 și 6 ani de zile până în momentul în care am putea extrage propriu-zis gazele de acolo. În 2018, când s-a decis oprirea proiectului din cauza neconcordanțelor între ceea ce își dorea statul român să obțină și ceea ce doreau investitorii, iată, dacă dădeam drumul atunci, am mai fi avut acum probabil 2 ani, 3 ani de zile și am fi putut să obținem gaz din Marea Neagră și lucrurile ar fi fost mai puțin tulburi din acest punct de vedere. Ceea ce urmează acum, așa cum spuneam, este incertitudine și ceea ce mă sperie pe mine cel mai tare sau de ce mi-este cel mai teamă ar fi acel fenomen economic denumit stagflație. Pentru că avem această creștere a prețurilor exagerată, deși poate cuvântul este un pic forțat având în vedere contextul, dar avem creșterea prețurilor care ține de cauze
externe și vorbim de acest război, dar sunt și prețuri care au crescut din cauze interne, proasta gestionare a economiei. Toate acestea au dus la inflație crescută și vom vedea în continuare o inflație cu două cifre. De cealaltă parte, o limitare a accesului la materiile prime și această stare de incertitudine până la urmă pot duce la o stagnare economică și aici apare acest concept de stagflație, de cu stagnare economică pe de o parte și inflație de cealaltă parte, adică șomeri, o economie mai slabă, dar și cu venituri mai mici în cifre absolute, dacă e să ne uităm că valoarea banilor scade de la o zi la alta din cauza inflației. Deci cam ăsta ar fi tabloul, nu este unul tocmai plăcut, dar... În concluzie, Stelian, ce recomandări ai pentru cetățeanul obișnuit, care, mă rog, nu are investiții la bursă, nu are resurse financiare foarte, foarte mari și se uită în jur și se întreabă cum se poate proteja el de inflație și de ce se întâmplă economic? De inflație, din păcate, nu ne prea putem proteja. Ea vine și trebuie să o luăm ca atare. Ne influențează în funcție de coșul de consum al fiecăruia, dar, așa cum spuneam și la început, precauția și prudența trebuie să fie cuvintele cheie după care să ne ghidăm în această perioadă. Spuneam că trebuie să ne ghidăm și cu asta închei la nivel personal, dar și la nivel național, pentru că mă uitam, Polonia, Ungaria, Bulgaria deja au luat decizii de restricționare a exporturilor unor produse unor produse care fac parte din categoria materiilor prime, cereale, hidrocarburi și așa mai departe. Din păcate, nu văd nimic să se întâmple la nivel național în România pe această categorie, ceea ce mie să nu ajungem la un moment dat să spunem că și de această dată am fost luat pe nepregătite. Guvernul a fost luat prin surprindere de lipsa unor produse din piață. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru informații. A fost în direct în deșteptarea, Stelian Muscalu, realizator săptămâna financiară Profit News TV. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.